Să deschidem Cartea Sfântă la pagina 623, Cartea Psalmilor, Psalmul 119, pagina în Scriptură 623, Psalmul 119. Să deschidem inima și mintea larg și cuvântul Domnului va fi din versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc fraților care au rânduit să fiu astăzi aici. Vă aduc salutări sfinte din partea conducerii cultului penticostal din România, în special al fraților mai mari din departamentul pentru familii, tineret și copii, acolo unde slujesc. Vă aduc salutări sfinte din partea bisericilor penticostale din Reșița și în special al Bisericii Cezarea, unde slujesc. Salutul este din 1 Samuel 25, cu versetul 6, partea B a versetului. Să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Amin. Fie ca pacea Domnului să fie cu noi, cu casele noastre, cu Biserica lui Hristos și pacea Lui să ne însoțească în orice moment. Amin. Mă rog Domnului în această dimineață pentru cuvântul care ne stă înainte și fie ca Dumnezeu să ne vorbească prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Amin. Iubiții Domnului, în această dimineață, pentru noi toți cei care suntem aici, cuvântul vrea să ne dea un îndemn. Învață-l pe copil să strângă. Învață-l pe copil să strângă. Cel mai important lucru care putem să învățăm pe copiii noștri, pe copiii bisericii, ca să strângă, este cuvântul lui Dumnezeu. Dar până ajunge acolo, fiindcă suntem părinți, ce am vrea să-i mai învățăm pe copiii noștri să strângă? Să strângă farfuriile. Copiii știu, sunt la școala duminicală, avem câțiva aici. Să strângă hainele. Am o să ziceți, măi, de ce nu te-ai dus acolo să le spui direct lor? Poate cu altă ocazie o să le spunem și lor. Vrem să învățăm pe copiii noștri să strângă notele cele mai bune de la școală. Cele mai bune. Doamne ajută-i. Amin. Vrem să învățăm pe copiii noștri să strângă o comoară în cer. Chiar m-am gândit, fratele păstor a atins câteva lucruri din ceea ce mi-am propus să predic. Nu ne-am văzut niciodată până acum, am mai fost odată la dumneavoastră, tot într-o conjunctură din aceasta, legată de cursul de instruire a învățătorilor de școală duminicală, să învățăm pe copiii noștri să strângă o comoară în cer. Iubiții Domnului, ca și părinți, ceea ce văd copiii noștri la noi că facem, aceia vor face și ei. Și pentru că toate aceste lucruri au să se strice și într-o zi cerul și pământul va trece cu trosneț, spune Scriptura. Și într-o zi, dacă nu va veni Domnul până atunci, vom pleca noi la Domnul și tot ce am agonisit pe acest pământ, vom lăsa urmașilor de după noi și dacă ei nu vor contribui cu ceva, vor vinde la un preț mic. Obișnuiesc să dau sugestii celor care își cumpără casă. Nu știu dacă se potrivește aici în Austria. Cumpărați de la cine a moștenit și n-a pus un deget acolo, pentru că nu știe valoarea casei și veți putea negocia procent foarte mare ca să vă facă reducere. Și munca ta
va fi pe mâna urmașilor tăi sau a cuiva care o va valorifica așa la un preț mic, merită să învățăm pe copiii noștri să strângă o comoară în cer, dăruind în lucrarea lui Dumnezeu. Sunt sigur că și părinți aveți exemple pozitive din viața voastră și aveți exemple negative din viața dumneavoastră pe care n-ați vrea să le spuneți. În dimineața aceasta, fiindcă vrem să vă îndemnăm să învățați pe copii să strângă o comoară în cer, am să vă dau un exemplu negativ din viața mea. În urmă, cu mai mulți ani, la noi la Reșița, biserica mamă, am hotărât să construim o altă biserică, să fie două, și într-un cartier la capătul Reșiței. Și apoi ne-am apucat de construcție, bani, știți cum e, ca să se facă ceva, să se poată vedea ceva, trebuie bani. La un moment dat am ajuns construcția să fie ridicată, Biserica Izvorul Vieții din Reșița, și ne trebuia bani să punem geamurile. Dacă e o construcție mai mare, trebuie geamuri mai multe. Și fratele păstor a făcut anunțul. Desigur că în biserică erau și oameni obosiți care au dăruit mult în timp și poate că nu au picat bine pentru ei. Erau și oameni care n-au dăruit nimic. Și eram și noi cei din conducerea bisericii care ne-am zbătut și continuam să ne zbatem. Și s-a făcut anunțul, suma care trebuie, și am mers acasă. Și copiii noștri discutam și la un moment dat băiatul mă întreabă: tati, dar cât costă un geam? Mai zic, un geam mai mare costă mai mult, un geam mai mic, unul mic pentru la baie, costă probabil un 50-60 de euro, mă rog, cum erau prețurile în România cu 9 ani în urmă, aproximativ. Zic, dar de ce mă întrebi? Zice, tati, eu m-am hotărât să dau toți banii care am la pușculiță, avea vreo 80 de euro, lei, da valoarea în euro, și știți ce mi-a venit pe gură să spun? Dar m-am abținut. Păi copile, dă și tu o parte, nu da tot ce ai. M-am abținut și apoi m-am verificat. Puteam eu să fac ce-a făcut copilul meu, să dea tot ce-a avut? Până la urma urmei, ceea ce dăm pentru Domnul, nu dăm din ceea nostru. Să nu vă înșelați cumva să credeți că ceea ce aveți e a vostru și eu cu puterea mea mi-am făcut. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba se luptă cei care vor să o zidească. Fraților, tot ceea ce avem, am primit de la Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Dumnezeu ne-a dat sănătate. Dumnezeu a pregătit conjunctura să lucrezi undeva, să poți câștiga. Dumnezeu a dat înțelepciunea să iei hotărârea de a face o casă, de a cumpăra. Dumnezeu a pregătit toate lucrurile. Și tot ceea ce avem nu este a nostru. Și felul cum folosim ceea ce avem, ne adunăm o comoară în cer. Învățați-vă copiii să dăruiască. Desigur, în România lucrurile sunt altfel și când se mai construiește, mergem noi și punem mâna și mai putem lua și copii, adolescenți, să facă câte ceva acolo. Nu știu cum îi lege aici vis-a-vis în Austria, dar dacă nu se poate fizic cineva să vină să pună mâna copiii noștri, cel puțin să dăruiască. Și în felul acesta ei vor crește sănătos
și își vor aduna o comoară în cer. Eram în Italia și predicam, nu vă strângeți o comoară unde o fură hoții, o roade rugina sau o mănâncă molia. Și nu știu ce am avut atunci, fiind și apicultor, molia care intră și în ramele de la albine și așa mai departe, și am zis mai multe de molie și la un moment dat am observat că frații, bărbații zâmbeau. Mă zic, ce-o fi? Eu n-am știut că pe limba italiană la soție se spune molia. Asta nu înseamnă că soția mănâncă averea, ci pentru ei a fost ceva de zâmbet, poate și pentru noi astăzi. Învață-l pe copil să strângă o comoară în cer. Haideți să venim la cuvânt și să înțelegem voia Domnului de a învăța pe copii să strângă ce-i cel mai important în viața aceasta. Să strângă cuvântul. Omului Dumnezeu, cu mii de ani în urmă, spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. De ce este important să strângem cuvântul noi, ca și adulți? Chiar mi-a plăcut faptul că fratele păstor a accentuat statistica, adevărul, nu atât de oamenii de afară, cât noi cei din interior, care ar trebui zilnic să ne îndeletnicim cu rugăciunea, cu studierea cuvântului, noi cei din interior. De ce este important să învățăm pe copii și noi să strângem cuvântul? Pentru că cuvântul este cea mai bună frână care să ne oprească la timp înainte de a păcătui. Vedeți dumneavoastră, acum avem toți mașini bune și noi în țară și dumneavoastră aici cu atât mai mult, dar îmi aduc aminte de mașina bunicului meu, era o mașină numită Dacia, poate că unii vă doriți să mai conduceți o Dacie, pornea cum pornea, mergea cum mergea, mulțumim lui Dumnezeu și ar trebui să fim mulțumitori că am avut la vremea aceea cei care am avut posibilitatea să conducem o Dacie, alții n-au condus nicio mașină măcar. Însă, în general, Dacia era o mașină bună. Am auzit să zici, frate, trăiești nostalgii? Nu. Dacia, și dacă te lăsa în drum cu o sârmă și un patent, jumătate din reparații le făceai. Spunea cineva, frate, mi s-a rupt schimbătorul de viteză. Și ce ai făcut? Am băgat o șurubelniță și am mers în continuare. Zice, frate, am avut problemă cu nu știu ce, am avut și am legat cu sârmă și am mers, am așa mai departe. Mașinile bune care le avem acum, mulțumim lui Dumnezeu pentru ele și când trebuie să faci o reparație, nu costă cât o sârmă și un patent, ci costă. E adevărat. Avem confort, mulțumim lui Dumnezeu. Dacia avea o problemă. În general, Daciile aveau o problemă. Cineva împrumuta de la cineva o Dacie să meargă undeva și zice, bă, fii atent, să ții minte. Ce să ții minte? Zice, prinde pedala, prinde frâna la a doua sau a treia pedală. Cam așa erau. Ei, cuvântul lui Dumnezeu funcționează mai bun decât orice frână. Și decât frâna de Dacie și decât ABS și ce mai e acum. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl strângem în viața noastră, în mintea noastră, el va acționa la timp ca să ne atenționeze pericol. Vine păcatul. Îi o ispită, pericol. Și atunci poți să te oprești la timp. Strâng cuvântul tău în inima mea, de ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul lui Dumnezeu, odată ce îl strângem, dă stabilitate persoanei. Uitați ce zice Psalmul
37 cu versetul 31. Legea Dumnezeului său este în inima lui și nu îi se clatină pașii. Iubiții Domnului, dacă vreți să nu ni se clatine pașii, să nu trecem prin momente de stres, prin momente de îngrijorare, prin momente în care să tremurăm, atunci să strângem cuvântul Domnului. Doamne, ajută-ne! Dacă vreți ca copiii dumneavoastră să pășească sigur în viață și să nu li se clatine pașii, să știe încotro se duc și ce au de făcut, ajutați-i pe copiii dumneavoastră să strângă cuvântul. Învățați-i pe copiii dumneavoastră să strângă cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu este, dacă vreți, singurul care poate schimba mintea, care poate schimba viața cuiva, care poate schimba destinația veșnică a cuiva. Iubiții Domnului, oricât ne-am străduit noi să schimbăm viața copiilor noștri, să schimbăm caracterul lor, da, trebuie să-i învățăm, dar noi nu putem face aceste schimbări. Pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, credința vine în urma auzirii cuvântului. Deci eu ca și părinte vreau copiii mei să fie pocăiți. Pot să fac ce vreau eu și să mă lupt cum vreau eu. Dacă nu-i la mijloc cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care să le schimbe viața, nu putem face nimic. De aceea, în această dimineață, suntem îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu să învățăm pe copii să strângă cuvântul, să-i ajutăm pe copii să strângă cuvântul. Și vom vedea și câteva modalități practice cum putem face lucrul acesta. Tu și eu nu putem schimba viața copiilor noștri. Singurul care poate schimba este cuvântul și apoi Duhul lui Dumnezeu care folosește acest cuvânt și transformă. Slăvit să fie Domnul! Amin. Deci în această dimineață am învățat cea mai bună frână din lumea asta pentru ca să-i oprească pe copiii noștri și pe noi înainte de a păcătui, este cuvântul. Dacă-l avem, dacă nu-l avem, îi mai rău decât frâna aia de la Dacia care prinde la a treia pedală. Am învățat că cuvântul lui Dumnezeu dă stabilitate și în momentele bune ale vieții, noi arazna omul dacă are cuvântul și nu îi se urcă la cap la copil în momentele bune ale vieții dacă are cuvântul, pentru că cuvântul ajută să depindă de Dumnezeu, și în momentele grele ale vieții, când oamenii tremură, când situațiile sunt încordate, atât copilul și adultul care are cuvântul lui Dumnezeu nu îi se clatină pașii. Se încrede în Domnul și merge cu stabilitate prin viață. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și am învățat al treilea lucru de ce să strângem cuvântul, pentru că doar cuvântul transformă. Și fie ca acest cuvânt să transforme pe deplin viețile noastre după voia lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și să lucreze în viețile copiilor noștri, ca și ei și copiii copiilor noștri și tot neamul de oameni care va îngădui Dumnezeu să iese în familiile noastre până la venirea Domnului, cu toții să strângă cuvântul și să slujească Domnului conform cuvântului. Amin. Acum se naște o întrebare, care este vârsta cea mai potrivită să ne apucăm de strâns cuvântul? Vedeți, cine se apucă de strâns avere, nu poate să o facă chiar de pe la 8-9 ani. Trebuie să fie mai mare, trebuie să aibă o școală sau nu neapărat. Trebuie să știe o muncă și ușor, ușor se apucă să adune o avere. Pentru a strânge cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, nu există o vârstă minimă și nu există o vârstă maximă.
Omul de obicei la o anumită vârstă, 65-70 de ani, zice, bă, ce am făcut în viața asta și ce am adunat, am adunat, acum mă mai odihnesc și eu la pensie și așa mai departe. Ei, pentru a strânge cuvântul lui Dumnezeu nu există o vârstă maximă. Apostolul Pavel spune lui Timotei și îi aduce aminte, tu cunoști scripturile de pe la 10 ani, așa spune cuvântul. Din pruncie. Pruncia este perioada 2-4 ani. Chiar înainte de vârsta de 2 ani, copiii pot să învețe din Biblie. Cu ajutorul lui Dumnezeu mă pregătesc în vreo 2 ani pentru conferințe cu părinții. Deocamdată sunt implicat mult în instruirea învățătorilor și alte proiecte cu copiii și am făcut multe experimente pe copiii mei, în special pe fetița asta mai mică care o avem, că nu poți să spui la alții ce să facă dacă n-ai făcut tu cu ai tăi, nu? Așa e. Și apoi m-am întrebat eu Psalmul 23, cam la ce vârstă ar putea să-l învețe un copil? Ce părere aveți? Ok, e bine. Am vorbit cu soția și am zis, tu ești acasă cu copiii, te ocupi mai mult de ei, că eu sunt plecat în misiune. Hai să încercăm să vedem dacă înainte de vârsta de 2 ani poate să învețe Psalmul 23. Și înainte de vârsta de 2 ani, mai avea ceva până la 2 ani, fetița noastră a învățat și a spus cursiv Psalmul 23. Se poate! Greșeala nu e la copii, greșeala e la noi, la părinți. Că noi zicem, e prea mic, e prea mic. Nu-i prea mic. S-a constatat, dacă vreți, din punct de vedere științific, copilul când este în pântecele mamei, ce ascultă și ce bagă mama în ea, influențează fătul. Și din punct de vedere alimentar, dar și din punct de vedere al ceea ce ascultă, ceea ce învață și felul cum se... S-a făcut tot felul de teste. O mamă care asculta muzică rock și muzică turbată, când i s-a născut copilul, așa precum muzica ascultată, așa era și copilul. O mamă care venea la casa Domnului și era nelipsită de la casa Domnului, după ce a fost adus copilul la binecuvântare și era adus în casa Domnului, era liniștit în casa Domnului. Pentru că dinainte lucrurile se pregătesc și se transmit. Era fetița noastră cea mai mare, mică, și mi-am tot pus întrebarea când să-l învăț eu pe copil să se roage. Cam pe la ce vârstă credeți că poate un copil învăța să se roage? De când e bebe mic, el trebuie să-i vadă pe tata și pe mama cum se roagă. Și fetița noastră avea câteva luni, nu știu, să zic vreo 7, vreo 8 luni, poate 9 luni, și în timp ce noi ne rugam, nu m-am văzut-o că s-o răstogoli din pat, chiar m-am speriat un pic, și s-o pus pe genunchi lângă noi, m-am uitat la ea și-o pus mâinile, m-am uitat la mâinile mele ale soției, așa aveam și noi mâinile puse, și-o început să spună ceva, știți, prima limbă care o vorbesc copiii care nu o pricepem noi, așa, și interesant, cu voce, nu în șoaptă. Și am analizat de ce se întâmplă asta, pentru că ne-o văzut rugându-ne, în fiecare seară, pentru că ne-au văzut în ce poziție și pentru că au ascultat vocea, intensitatea vocii. Iubiți frați și surori, toate lucrurile acestea influențează. Pavel îi spune lui Timotei, din pruncie, așa că cei care avem copii mici, poate cei care au bebeluși, puneți Biblia să fie audio, da? Să ruleze, că acum avem tehnologie și lucrurile acestea se imprimă în subconștientul lor. Cei care avem deja copii de la 2 ani în sus, să învățăm versete din Biblie. Că la vârsta aia vor să învețe. Vine vârsta adolescenței când
viața e cam tulbure pentru ei și dacă nu i-ai învățat când trebuie, atunci sunt foarte ocupați cu tehnologia, cu proiecte la școală, cu probleme de inimă, că așa pe la adolescență zboară săgețile, acelea, cum se zice, ale lui Cupidon și așa mai departe. Vreau să vă mai dau un exemplu. La noi în biserică avem o soră în vârstă, bine peste 70 de ani, și în urmă cu ceva ani ne-am discutat frații din conducerea bisericii să vedem pulsul bisericii, cum citesc frații din biserică Biblia. Și dacă sunt în biserică persoane care în decursul unui an citesc toată Biblia. Mă gândeam să pun o întrebare anul trecut, câți dintre dumneavoastră ați citit toată Biblia, dar am renunțat la ideea asta, însă la Reșița, după ce am discutat noi cei din conducere, a picat pe capul meu să pun întrebarea în biserică. Zice, las că tu ai avut ideea, pune întrebarea. La momentul respectiv, biserica avea 800 și vreo 50 de membri. Câți dintre membrii bisericii credeți că în anul respectiv au citit toată Biblia? 850 de toți? Nu. Câți dintre voi credeți că au citit 100? 5 persoane. 5 persoane. Noi cei din conducere nu am ridicat mâna că n-am vrut să influențăm pozitiv sau negativ. Știe Domnul. Când vrem să ne ascundem după ce vă dăm răspunsul, știe Domnul. 5 persoane. Printre aceste persoane era și sora în vârstă. Și Duhul Domnului m-a îndemnat să mă duc să o întreb de câte ori o citit în anul acela toată Biblia. Nu dacă o citit odată, de câte ori. Și m-am dus și am întrebat-o și sora, eu zic, Sami, știi, așa, zic, soră, spune-mi că e pentru mine, simt că ai citit mai mult decât odată. Și o zic, Sami, dacă tot insiști, anul ăsta, zice, am citit Biblia de 8 ori. Acum, sigur, sora era la pensie, na. Dar nu știu, poate și aici în sală sunt persoane care sunt la pensie. Sau poate își fac planuri pentru la pensie să citească Biblia de mai multe ori într-un an. Amin? Și eu așa nu mi-o picat bine. Și am zis, na, sora o citit de 8 ori anul ăsta, dar să văd eu în ultimii 10 ani de câte ori o citit. Știam că e o soră credincioasă. Zic, soră, spune-mi în ultimii ani de câte ori, ultimii 10 ani de câte ori ai citit Biblia. Sami, nu-ți spun, era și credincioasă și smerită și eu dacă aș fi fost în locul ei, nu știu dacă n-aș fi dat repede răspunsul și așa cu fața sus. Până la urmă mi-a zis, Sami, în ultimii 10 ani am citit de 40 de ori toată Biblia. Ei, din momentul respectiv când trebuia să predic, mă uitam în sală. Îi sora în sală? Sau nu în sală? Nu se poate să citești de multe ori Biblia și să nu rămâi cu ceva. Dar se poate să nu citești, poate niciodată, toată Biblia într-o viață de pocăit și nu citești nimic, nu știi nimic. O citim de multe ori și deja la o anumită vârstă mai uităm. De aceea, cu cât înaintăm în vârstă, e recomandat să citim de mai multe ori Biblia într-un an. Amin? Am știut că nu-i amin. Dacă era vorba de altceva, poate ziceam amin mai cu râvnă. Iubiții Domnului, haideți să vedem câteva modalități practice, cum putem să-i stimulăm pe copiii noștri ca să strângă cuvântul. Cum putem să-i ajutăm ca să strângă cuvântul? O primă modalitate care, chiar dacă vrem să o ocolim, nu se poate, este citirea Bibliei împreună cu familia. Împreună cu familia. Dacă primii creștini, fapte 2:42, mergeau în fiecare zi la templu, adică nu era zi,
ca să n-ajungă la biserică, traducem pe înțelesul nostru, și dacă noi acum nu mai mergem în fiecare zi la biserică, trist este că nu mai mergem nici la slujbele care sunt, poate două peste săptămână și două slujbe duminica, e trist. Eram copil și discutam cu bunicul. Bunicul a fost un pionier al mișcării penticostale în zona noastră și așa ca și copil îi spuneam, mă, bunicule, prea multe programe de biserică, prea multe slujbe de biserică, eu vreau să mă joc. La noi în casă nu era o joacă. Când era slujbă de biserică, n-aveai voie să stai acasă. Dacă era cineva la muncă, era la muncă, la fabrică, nu că își făcea ceva de muncă, nu, nu, și nu aveai ce să... Mi-aduc aminte, i-am zis odată lui bunicul ca să-l șmecheresc, zic, bunicule, mă doare capul. A, zice, dacă numai te doare capul și nu ești bolnav, lat, în pat, hai la casa Domnului, n-o mers. Odată i-am zis, bunicule, mă doare burta și chiar mă durea. Și a zis, ce, dacă stai acasă, crezi că strece? Ia vino tu la casa Domnului, roacă-te Domnului, că Domnul se poate atinge și de burta ta. Și era mic, mic. Obiceiurile pe care îi învățăm pe copiii noștri de când sunt mici, acelea le vor duce în viață și le vor transmite mai departe. Și m-am dus la biserică atunci și am zis, Doamne Dumnezeule, am auzit că existi, aveam o imagine despre Dumnezeu așa ca și copil, n-aveam o convingere, dar o imagine aveam. Și am zis, dacă tu existi, vindecă-mă tu, că bunicul ăsta nu a vrut să mă lase acasă, că mă doare burta. În momentul respectiv, Dumnezeu mi-a luat durerea la burtă. Slăviți să fie Domnul! A fost prima experiență a vieții mele în care am înțeles că există un Dumnezeu și nu te joci cu Dumnezeu. Ei, dacă tot nu mai este slujbă în fiecare zi la casa Domnului, ce-ar fi ca în fiecare zi, cu excepția zilelor când e slujbă și venim la casa Domnului, cu excepția aceasta, în celelalte zile să ne adunăm cu familia? Dacă e importantă familia și importantă veșnicia copiilor noștri și a noastră, să ne adunăm cu familia și să citim un capitol pe zi. După ce citim, să discutăm ceva, dacă sunt întrebări, cu siguranță vor fi întrebări. Copiii pun întrebări și părinții nu-și fac timp să răspundă întrebărilor copiilor. Și dacă nu răspundem la alte întrebări, mă rog, treaba noastră, dar dacă nu răspunde la întrebări despre Biblie și din Biblie, îi o problemă. Și apoi să ne rugăm împreună cu copiii noștri și uite așa îi ajutăm pe copiii noștri să strângă cuvântul. Îi învățăm pe copiii noștri să strângă cuvântul. Când cresc mai mari, îi punem pe fiecare să citească 3-4 versete, așa pe rând, și citește și mama, și tata, și ceilalți copii. Noi avem 3 copii mari, mari, și o avem pe asta mai mică și când citim cu familia, zice, acum citesc și eu. Dar ea nu știe să citească încă. Și atunci unul dintre noi citește și ea repetă după noi. Și ea citește și ea, înțelegeți? În felul acesta copiii cresc cunoscând cuvântul. Fraților, metoda aceasta nu e a mea. Am auzit-o la alții, am văzut-o practicată la alții și noi am practicat-o în familia noastră. Desigur, au mai fost și zile în care Domnul să ne ierte că am muncit prea mult și nu ne-am făcut partea asta cu familia, cu cititul Bibliei și cu rugăciunea, dar văzând la alții și practicând în ani, vedem rezultatele. Sunt părinți care au copii la adolescență și tremură. Tremură pentru problemele care le fac copiii. Normal, n-au băgat cuvânt, n-au semănat cuvânt, acum culeg roadele. Iubiții Domnului, nu-i de joacă că vreau că-mi convine. Ori faci ca părinte și îți dai tot interesul și Dumnezeu în mila Lui va folosi acel cuvânt să transforme viața copilului, ori dacă nu faci, ține-te bine că o să ai probleme din plin.
avem probleme oarecum cu copiii noștri învățându-i cuvântul, dar dacă nu îi învățăm? Poate că ar fi bine să vă las lucrul ăsta ca o temă de casă. Când o-i mai veni prin zonă cu cursurile de instruire la învățători și dacă o-i trece pe aici, să pot să pun o întrebare fraților, câți dintre dumneavoastră ați făcut tema de casă? Cu rugăciunea în familie zilnic și cu citirea unui capitol. Poate copiii o să ceară două capitole și tata o să zică nu, numai unul, că n-avem timp de mai mult. Doamne ferește! Doamne ferește, că dacă erau copiii aici, i-aș fi spus să vină să vă părască la fratele păstor, să se ia măsuri disciplinare. Aflați pe multe. Noi cei care lucrăm cu copiii cam știm ce se întâmplă. Noi știm că copiii spun: iubiții Domnului, dacă copiii cer mai mult, dați-le mai mult. Am lucrat asistent medical pe terapie intensivă cu mulți ani în urmă și a venit un caz, chiar o soră din biserică, pe moarte. O ceva, o infecție de asta mare, și doctorița i-a prescris 20 de milioane de unități de penicilină. Nu știu câți vă mai aduceți aminte că penicilina durea tare, nu? Și făceam poate 4 injecții pe zi, maxim 1 milion de unități. Ori doctorița, eram pe terapie intensivă, i-a prescris de 5 ori doza normală. Și nu m-a ținut gura și un pic am luat-o deoparte și i-am zis: doamna doctor, dar nu-i prea mult. S-a uitat așa la mine, am avut o relație deosebită cu doctorii, cu colegii și i-a zis: Sami, hai să-ți spun ceva. Când sunt situații grave, se dă la pacient terapie, se face la pacient terapie de șoc. Adică se bagă doză dublă, triplă sau în funcție de cum stabilește doctorul, ca să producă un șoc acolo și să microbii să dea înapoi și să fie eliminați microbii și omul să scape cu viață. Fraților, vremurile în care trăim noi, trebuie să băgăm terapie de șoc la copiii noștri, adică o doză mai mare de cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, ca să-și facă efect în viața lor. Desigur, nu cu forța, ci într-un mod plăcut, copiii să citească, să studieze mai mult cuvântul. Doamne, ajută-ne! Așa că dacă copiii cer mai multe capitole, nicio problemă. Cei care aveți copii mai mari, poate le spuneți de un premiu care l-aveți pregătit pentru ei, dacă citesc toată Biblia. Mi-aduc aminte un caz, și timpul a trecut, un caz, un copil, la o anumită vârstă, s-a dus la părinte, cu mulți ani în urmă, s-a întâmplat asta și i-a zis: tata, mama, cumpărați-mi și mie computer. Și părinții au zis: mă, la ce-ți folosește computerul? Păi vreau să învăț la școală, îmi trebuie așa, așa, așa. Lui trebuia și pentru jocuri, dar aia n-o pus-o el pe listă. Și părinții au zis: bun, îi vacanța de vară, erau doi frați, aveți la dispoziție 2 luni jumate, cât era vacanța, 3 luni era pe vremea aia, erau mai înțelepți și ai noștri din România, de la Ministerul Învățământului, și zice: în 3 luni de zile citiți toată Biblia și vă iau computer. Păi ce le-o trebuie la ăștia? S-au pus pe rupte și nu s-au terminat vacanța până ei au terminat toată Biblia de citit. Și părintele le-a luat computer. Ori mai discutat, ori mai avut așa, și mărturisea de acum mai adult, zice: totul a pornit în cariera mea profesională, spunea el de altfel acum, de la citirea Bibliei. A făcut școală, a făcut programare și a scos un program de contabilitate pe care, mă rog, îl gestionează și așa mai departe și își câștigă pâinea bine din chestia asta. Dar totul a început de la citirea Bibliei.
Nu știi cum copilul tău citește ceva pe aici, prin Biblie, și Dumnezeu îi dă niște idei. Și ideile respective, de fapt, Biblia e un manual care ne învață pentru toate domeniile vieții. Nu există ceva domeniu în viață în care să nu te învețe Biblia. Mai putem să-i stimulăm pe copiii noștri, și mă apropii de încheiere, îmi cer scuze că depășesc, mai putem să-i stimulăm pe copiii noștri să strângă cuvântul înscriindu-i la un concurs biblic. Cu siguranță ați auzit despre acel concurs biblic, Talentul Negoț. Anul acesta împlinim 20 de ani de când Dumnezeu ne-a dat viziunea aceasta. Nu-i concursul meu și a colegilor mei, nu, nu. Dumnezeu dintr-o dată ne-a îndrumat să adunăm copiii și ne-am pus întrebarea ce să facem cu ei. Și atunci Dumnezeu ne-a dat viziunea să facem un concurs cu întrebări din Biblie. Bineînțeles că totul a pornit ca orice lucrare mică și Dumnezeu a dezvoltat-o acum și funcționează în 15 țări. Și aici în Austria sunt biserici care copiii participă la acest concurs. Fratele Sami Brindea este unul dintre cei care sunt în echipa de organizare și probabil va fi responsabilul în viitor, după cum frații hotărăsc. Vreau să vă spun un lucru. Noi ne chinuim să-i punem pe copii să citească Biblia, uneori au motivație, uneori nu au. În momentul în care îi înscrii la un concurs, atenție, scopul concursului, copiii să studieze Biblia, premiile sunt un bonus, nu scopul concursului să fie tu să iei locul întâi, să nu mă faci de rușine, dacă un părinte merge cu scopul ăsta, trebuie să pocăiască. Sau dacă un învățător de la școala duminicală zice, bă, copii, veniți la concursul biblic și voi veți lua locurile cele mai așa, să nu ne dezamăgiți. Nu, nu, nu-i scopul ăsta. Scopul e să învețe Biblia copiii. Partea asta de concurență îi antrenează. Vedeți, vorbim de lucrurile pământești. Nu știu dacă zic de bine sau de rău. Dacă cineva își cumpără o mașină mai nouă, parcă începe ceva la fiecare să miște. Bă, cu tare și-a luat o mașină nouă. Poate că ar trebui să-mi iau și eu. Dacă mai spune și soția, mă, numai noi avem rablaia, hai să... Dintr-o dată, concurența, pac, ne-am luat o mașină nouă. Există o zonă a țării, nu zic unde, dacă X își face ceva la casă, concurența... Vecinul trebuie să mai facă un etaj sau să facă ceva ca să iese mai în evidență. Partea asta de concurență nu-i bună, fraților. Dar din punct de vedere spiritual, partea de concurență, copilul știe că merge, știe că va fi un examen, știe că dacă ia locul 1, 2 sau 3 merge la faza pe Austria, sau dacă ia locul 1, 2, 3 pe Austria, merge în România la faza internațională, anul ăsta la Satul Mare, cu ajutorul lui Dumnezeu avem, unde se întâlnește cu copii din 14 țări, pentru că Canada e a 15-a țară și peste ocean e mai greu, cu ei suntem pe internet. Veți vedea cum copiii vor începe să mănânce cuvântul. Avem mărturii în 20 de ani de la părinți care ne spun, frate, m-am chinuit cu tehnologia să o mai lase deoparte, cu jocurile și cu ăsta. Zice, de când cu Talentul Negoț, toată ziua sunt cu Biblia în brațe și uită de tehnologie. Vedeți? Ăsta e un tratament și pentru pierderea de timp la tehnologia copiilor. Iubiții Domnului, copiii mei au participat, niciodată copiii mei n-au trecut mai mult de județ. Deci de la faza pe biserică la următoarea fază. Mi-aduc aminte, la un moment dat erau descurajați. Că aici e rolul părinților. Când copiii sunt descurajați, părinții trebuie să-i încurajeze. Nu să zică,
Bă, tu nu ești bun de nimic, tu nu ai luat niciun premiu, da, nu te mai du acolo. Nu, nu, nu. Scopul concursului să-i motiveze să învețe Biblia. Și erau descurajați, trei mai mari s-a așa grupat, zice, tată, noi de câțiva ani mergem la concurs și n-am luat premiu. Și nici n-am trecut de județ. Pă vrem și noi, pe țară, pe... Bă, zic, studiați mai mult. Numai, că noi nu mai participăm. Și m-a rugat Domnul și a zis, Doamne, e o unealtă. Nu concursul biblic îi pocăiește pe copiii noștri, nu. Concursul biblic îi ajută să studieze, să strângă cuvântul și cuvântul le transformă viața. Și s-au dus în cameră și am zis, Doamne, ce să fac? Și mi-am adus aminte ce a făcut bunicul meu cu mine când eram descurajat, am început să recit poezii și nu mi-a mers în biserică. Nu... Și eram descurajat și bunicul a zis, bă, zice, dacă tu reciți poezii, eu îți dau din pensie 25 de lei, era Tudor Vladimirescu pe 25 de lei, zice, și am zis, bă, poate ar trebui să-i stimulez. Să nu credeți că e un lucru păcătos să stimulezi pe copii. Poți să-i dai niște bani, poți să iei ceva, scopul să-l încurajezi să strângă cuvântul. Și la un moment dat, i-am chemat și am zis, bă, uite care-i treaba. Voi ați strâns cuvântul, Dumnezeu vă va ajuta în viață. Eu, ca și părinte, vă dau câte 50 de lei, nu 50 de euro, că deja niște copii au ridicat privirea aici, 50 de lei pentru România, nu zic pentru altceva. S-au dus în camerele lor și primul a ieșit băiatul. Că, na, așa ne-a dat Domnul un băiat bun la toate, și la năzbâtii, și la cele, acum mulțumim Domnului, tot în regulă. Și zice, bă, tată, știi ce mi-am făcut socotelile? Mă, uite că și copiii își fac socotelile. Zic, ce socoteli? Zice, eu vreau să mă înscriu de anul ăsta pe anul viitor la talent. Păi cum, că ai zis că nu te mai duci? Știi cum e, tată, totuși, învăț cuvântul, uite, tu ne mai ajuți și treaba e bună. După încă câțiva ani, erau deja mari, zice, tată, nu mai mergem la concurs. Și soția a zis, bă, dacă nu mai mergeți voi, concursul nu e doar pentru copii, și pentru tineri, și pentru adulți. Și pentru adulți ajută, dacă vreți, și împotriva Alzheimerului, deci previne Alzheimerul, că dacă studiezi științific s-a dovedit, dacă creierul lucrează, nu se instalează pașii aia care duc la Alzheimer, la demență și așa mai departe. Și când soția mea a zis că și eu merg la concurs, și anul ăsta a participat soția până la faza regională, nu a trecut mai departe, dar a învățat cuvântul, înțelegeți? Copiii au zis, păi mami, dacă tu participi, atunci și noi participăm, să vedem care face mai multe puncte. Partea bună a concurenței și a concursului biblic e că îi stârnește, dacă vreți, mișcă adrenalina aia în copii, și bine ar fi să o miște și în părinți, la studierea și la strângerea cuvântului. Eu chiar recomand ca copiii să pună întrebări părinților din materialul care îi de studiat și părinții să pună întrebări copiilor. Să vedeți ce antrena întâi. Atunci se vorbește în casă cu psalmi și cu cântări de laudă și nu mai sunt probleme de altă natură. Pe frigider apar scrise versete din Biblie, frații între ei nu mai auzi cât un bum sau cât o ceartă, că își pun întrebări din Biblie și uite așa, treaba merge bine. Desigur, mai sunt mai multe modalități, poate cu altă ocazie. Mă rog lui Dumnezeu în această dimineață să ne facă să înțelegem pe noi ca adulți, cel mai important lucru care îl putem strânge în viața asta este cuvântul. Doamne, ajută-ne! Amin. Și cel mai important lucru care să învățăm pe copiii noștri să strângă, cel mai important, să strângă cuvântul și să-i ajutăm să strângă cuvântul. Și vă încurajăm ca părinți, dacă conducerea va decide să se facă concursul acesta biblic și aici la dumneavoastră în biserică, îndemnați-i, trimiteți-i și veți vedea în ani rezultatele.
Încă un lucru și închei. Câteodată predic și copiii mei mă ascultă în biserică. Și câteodată, e adevărat, foarte rar, acasă, băiatul sau fetele care au participat la talent, de acum și soția că participă, vine și spune, bă, Sami, ai predicat acolo așa, dar hai să vedem că în Biblie scrie așa. Și nu mă supăr. Concursul biblic ridică gradul de cunoștință al Bibliei. Și generația după noi să fie mai cunoscătoare a Bibliei, amin, și mai împlinitoare. Doamne ajută-ne, amin.